20.1. Deși da. E pe sens, scriem dreapta de 1, intersectează dreapta de 2, egal mulțimea formată din punctul 1. E două drepte concurente. Da, așa se face. Adică da. Una intersectează pe alta, nu. Suma măsurilor unghiurilor a 3 din unghiurile formate de acestea. Așa, da? De aceste trei. Haideți să facem două drepte concurente. Sigur că la să facem de dreapta de 1. Dreapta de 2. Uitați așa, cum vreți voi, nu? Și ne spune că Suma măsurilor unghiurilor a 3 dintre unghiurile formate de aceste drepte. Hai să vedem care vreți o luăm. Ăla cu ăla și cu ăla. Da, să ne oprim un pic înainte de a să clarificăm. Ce se întâmplă când intersectăm două drepte? Ia, vedem. Dar e de formează unghiuri? Formează perechi de unghiuri opuse la vârf. Adică am să notez unghiul ăsta. Hai să spunem X, O, Y și Z. O, T. Deci prin ducerea celor două drepte, da. Avem unghiurile X, O, Y, congruent cu Z, O, T. Da? Da. Deci măsura lui X, O, Y, egală cu măsura lui Z, O, T. Da. Și la fel măsura lui X, O, X, Daria. Lui X, O, Z, nu vei din noastră, chiar a fost o figură. Măsura lui X, O, Z este egală cu X, O, T. Cu măsura lui Y, O, Z, O, T. Egal cu măsura lui Y, O, T. Și dacă trei din ele, da, trei din ele fac 100... Citesc eu. Prin în carte, dacă tu ai timp să desenezi. Că nu v-ați fac aici. Acum. Deci trei din ele. Deci dacă trei din ele, 900 de grade. Eu dau așa. Suma măsurilor unghiurilor a trei dintre unghiurile formate de aceste drepte este 260 de grade. Care trebuie să le luăm și mai? Ce sunt mai trei? În jurul unui punct, sigur să formează... Acolo, X, E, Z, X, nu, Y, O, X, X, O, Z. X, O. X, O, Z, 1. Da. Și Z, O, T. 3. Z, O, T. Alea sunt congruente, am stabilit. Z, O, T, nu. Așa, și cu Z, O, T și cu încă 1. Pe care să-l dăm? Da, pe care vrei să-l dăm. X, O, Y. X, O, Z. Da, cu Z, O, T și cu? Și cu care? Zi, că ai zis bine. Și cu X, O, Y. Da, ai zis bine. Da. Și cu, dar am vrut să o introduc și pe anul în discuție. În jurul unui punct în 360, dacă lipsești un unghi de 100 de grade, înseamnă că luăm un unghi de obtus. Și-l scădem. Asta am putut să răspund, domn profesor. Da, da. Deci în jurul unghiului, în jurul punctului 360 de grade. Acum noi știm în ipoteză că măsura lui, ați văzut voi, X, O, Y. Y. Plus măsura lui X, O, Z. Și plus măsura lui Z, O, Z, O, T, este egal cu 260 de grade. Și am de-a calculat măsurile unghiurilor. Păi, clar știm că Y, O, T este 100 de grade. Dar pe de altă parte, noi ce știm? Ce am păi zis? Măsurile că sunt, în jurul unui punct? Da, sunt de 360 de grade. Și de aici ce știm? Și rezidă că Y, O, T este 100 de grade și X, O, Z este de X, O, Z tot de 100 de grade. Sunt opuse la vârf. Opuse la vârf. Și de acolo vom scrie din 260. Zi, Daria, că cum vrei. Am înțeles. De unde știm că e 100 de grade? Hai să vedem. De unde știm? În jurul unui punct câte grade ai? 30. Deci asta ce înseamnă pe figurii, azi? Hai să notăm așa, Daria. 1. A, ăsta e tot A. B, și ăsta e tot B ca măsură, da? Da. Și zi acum. Din două ori A plus din două ori B, cât e egal? Sau A plus B plus A plus B, cu cât e egal? 2, 360. Asta. Deci, avem că 2A plus 2B. Egal cu 360 de grade. Da. Și pe de altă parte putem împărți printr-un 2 și apare că A grade plus B grade egal cu 180 de grade. Corect. Aveți o relație. O relație. Pe de altă parte ce știți, domnul profesor? Mai am că
X sau Y, cu cine am notat noi pe X? Cu cine ai notat X sau Y? B. Cu B. X sau Y, B. Plus 5. Plus B. Plus B din nou. Da, și plus 5. Uite acolo pe relații, x o y plus x o z plus z o t, 260, dat de autor. A zis b plus a plus b, nu? B plus b plus a. B plus b plus a este egal cu 260. Foarte. Știi, dat de autor. Și lucrurile astea două relații, n-aș vrea, mă. Și acum a plus b asta, dar dar a. Uite ceva, domn profesor. Deci a plus b face 180. Și ce rezultă de acolo? De aici rezultă că B este egal cu 260 minus 180 și că B este egal cu 80 de grade. Dacă știi că B e 80, cine e B? Ia uite pe figura, domnul profesor, toată. X, o, X o Y, Y, B. Deci asta înseamnă că și... Și Z tot A. Z, O, X. Da. Z o t y egal cu z o t și egal cu 80 de grade. Așa că a este măsura, de fapt, așa te zice. Da? Da. Măsura. Și pe de altă și așa. Și cu cât e egal? 100, pentru că facem 180. Așa. Deci au, au va fi egal cu 180 de grade. Măsura unghiului, domnul profesor. Am, dacă a zis am. Ca măsură. Da, da, da. Mic egal 180 de grade minus 80. Și egal cu 100 de grade. Și egal cu 100 de grade. De unde am aflat că... Măsura lui X o Z. Măsura lui X o Z. Este egal cu măsura lui Y o D. Și 23. Mai avem o problemă. Da, o D. Da. Și egal cu 100 de grade. Și acum 20 s-au mai dat încă. Am început mai. Da, și noi avem o problemă. Da, da, da. Sigur, sigur. Acum așteptăm și mai facem și Doamne profesor, acum aveți un desen de făcut. Da? 20. În figura 79 aveți ochelarii, nu, vă zic eu. Da. Simile, OB și OE, respectiv OA și OD, sunt opuse. O. Deci DOA luați-o așa, domn profesor. ODA. DOA. D. D. O. O. A. A. Și acum, BOE, așa, uitați. Așa, da? Nu, nu, invers, invers, așa. 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 B, B sus. B. O, o E. Yeah. Bun. Deci, în figură, semidrepte, OB și OE, respectiv OA și OD, sunt opuse. Corect. Adică aceste formează două drepte concurente. Sunt două drepte concurente și formează unghiuri opuse la vârf. Două perechi de unghiuri opuse la vârf. Poți să zici care sunt? B, O, A și O, E. B, O, A cu cine e egal? B, O, A. Cu două O, E. Și celelalte unghiuri? Și DOB. DOB. Cu cine? Cu EOA. Cu EOA, corect. Bun. Bun. Știind că măsura unghiului AOB. AOB. Este egală cu M grade. Adică asta înseamnă că și DOE o să tot M grade. Și că măsura unghiului COD. Ce, și trebuie să faceți ce? Pe ce, uitați așa. A, și pe ce trebuie să faceți o ce? Așa. O ce, da? O ce, da. Dar mă duc și mai mult? Sau nu, nu, atât. Vă opriți. Așa. Ce? Okay. Și măsura unghiului COD, M grade. COD. M grade. Okay. Aflați măsurile unghiurilor. BOC. Măsura lui BOC. Egal cu cât? Măsura lui COE. Și măsura lui A, O, D. Lui A, O, D. D. Păi, dar profesor, știm că D, O, A este 180 de grade și că M, D, O, A este 180 de grade. D, O, A este 180 de grade, da. Și că E, O, B este 180 de grade. Și că E, O, B este 180 de grade, de acord. Dar cum la formă de OG? Uite, urmărește-o. B, O, C, cu cine adică este egal? Adică asta ar fi. Ala de acolo.
Cu cine egal? Cu măsura unghiului care? Din între litere. Lui DOA, care eu știm, minus e în grade și minus e în grade, nu? Deci tot ăsta era, ăsta îl știi că e al G. Da, așa lucrăm, în yen și e în grade, da, așa lucrăm. Nu ne aștept ca și cum ar fi în 20 de grade, 30 de grade. Și lucrăm în grade și în grade, înțeles? Parcă ar fi niște numere, da. Nu trebuie să le spunem. Nu știu, nu, asta scrie. În funcție de negru. Da. Formele și de numerici. Da. Deci măsura lui DOC zic, literal. Cine e egal? Măsura lui DOC este egală cu măsura lui DOA. Da. Minus măsura lui N. Minus nu, zi în trei literi. DOC minus măsura lui AOB. Și acum de pe zici și egală cu... Și este egală cu 180 de grade. Minus M, minus M. Minus M grade. Minus M. Și minus M grade. Bun. Măsura lui COM. COE. Urmărești pe figură. COE. Cu cine e egal? COE. Este egală cu măsura lui... EOB. EOB, da, minus. Minus măsura lui BOC. Corect. Deci măsura cui? Lui CE. 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 E, da. Da, e măsura lui EOB. EOB, da. Da. Minus BOC. Minus BOC. Sau puteai să spui de dată, măsura lui EOC este. E în grade plus e în grade. Asta două ca să măsura lor plus măsura lor. Ai înțeles, da? La fel de bine. Mult mai ușor. Invers, ducea la măsura dinainte, da. Când scădeam a, și unea... Tot acolo ajungeam. Deci este egal cu... Deci măsura lui COE... Egal măsura cu... lui COE este egal cu... Nu, doctor, e egal cu măsura lui... DOD... DOE... DOE... Plus măsura lui DOC... Și este egal cu... M grade... M grade plus N grade... Corect. Pus, și măsura lui AOE. Măsura lui DOE. DOE. AOD, bă, Carita. Stai așa că citesc cu el. Și măsura lui DOE, domn profesor. DOE, ultima. DOE. Măsura lui DOE. DOE. Da, păi la lui DOE o știm că s-o pus la vârf. Dar noi am scris-o. Noi am scris-o, da. Măsura lui DOE. E egală cu măsura lui AOB, așa nu trebuie să redactăm, că noi am scris asta. AOB. O puse la vârf. Uite așa poți să-l împărtăți. O puse la vârf. Și cu măsura lui BOE. AOB e egal cu M grade. E egal cu M grade. Atunci, din cele două, rezultă că și măsura lui DOE. Da. Măsura lui DOE. Este egal tot cu... Măsura lui A... Cu M, cu M grade. A, M. Uite cum o redactat domnul profesor. Deci acestea sunt componente opus la vârf, au aceeași măsuri din domnilor opuse, cum asta e din mâș și cealaltă va fi tot din mâș. Da. Deci, învățăm la fiecare oră să ne apropiem de probleme geometrii cu mai mult curaj. Mai mult încredere. Asta am făcut. Unghiul opuse la vârf, congruența lor, unghiul format în jurul unui punct, măsura unghiurilor. Deci, la sinteză, da. Zice așa. Unghiul opuse la vârf. Unghiul. Opuse la vârf. Opuse. La vârf. Congruența lor. Unghiul în jurul unui punct. Unghiul. În jurul unui punct. Jurul unui punct. Se pare. A, suma măsurilor lor. Cum? Da. Suma măsurilor lor. Suma măsurilor lor. Și am vorbit și despre bisectarea unghiului. Bisectarea unghiului, da? Notez cum e cunoscut de reguli, da, dar și imediat îți iese logic. Eu mă duc și o duc la rea și din dinierul, da? Da. La revedere, nu uitați să urmăriți pe Profu Online, să dați like și share.